Harta conflictului. O resursă pentru disciplina, consiliere și dezvoltare personală, clasa A8. -a. Câteva aspecte generale despre conflicte, sursele care contribuie la apariția acestora, caracteristicile și modalitățile prin care le putem preveni, sunt prezentate în resursa Eu vreau asta, tu vrei asta. Pentru a înțelege mai bine prezentarea temei de astăzi, vă invit să vizionați acest material video. Astăzi vom învăța să analizăm un conflict și să facem harta acestuia. Harta este o reprezentare grafică a problemei sau a situației care stă la baza conflictului. În imagine, vă prezint un exemplu de harta conflictului. Aceasta ne poate ajuta să înțelegem mai bine și să rezolvăm un conflict. Dacă pe parcursul prezentării veți simți nevoia să zăboviți mai mult asupra unei secvențe, folosiți butonul pauză. Dar să vedem care sunt pașii pentru realizarea unei hărți a conflictului. Vă invit să vă notați în caiete și să parcurgem împreună fiecare pas. În realizarea hărții, primul pas presupune identificarea și descrierea problemei. Formulați problema în termeni cât mai simpli și clari, precum în exemplul meu. Concentrați-vă asupra problemei care este la baza conflictului și care ar trebui reprezentată într-o hartă. În pasul 2, identificați persoanele implicate în conflict. În cazul nostru, cine sunt aceste persoane? Avem elevii care deranjează, elevii care sunt deranjați și dirigintele, respectiv profesorii care predau la clasă. Dacă persoanele implicate în conflict au nevoi asemănătoare, ele pot fi grupate la oaltă. În cazul nostru, în această situație, avem dirigintele clasei și profesorii. În al treilea pas, vom afla ce doresc cei aflați în conflict. Pentru fiecare persoană sau grup implicat, enumerați nevoile și temerile pe care le considerați importante și care au semnificație pentru problema aflată în discuție. Această identificare a nevoilor și a temerilor ne poate oferi informații importante care să ne ajute să înțelegem situația cu care ne confruntăm și ne poate oferi idei care ar putea contribui la rezolvarea conflictului. Ce sunt nevoile? În această categorie putem include dorințele, valorile, interesele sau lucrurile la care persoana respectivă aspiră. În imagine am oferit câte un exemplu de nevoi pentru fiecare categorie de persoane implicate în conflict. Ce alte nevoi mai puteți identifica? Ce sunt temerile? Acestea pot fi preocupări, frici sau griji. Și în acest caz am oferit câte un exemplu de temeri pentru fiecare categorie de persoane implicate în conflict. Ce alte temeri mai puteți identifica? Toate aceste nevoi și temeri trebuie menționate pe hartă, la fel ca în exemplul meu. Iată și un exemplu completat de mine. Harta voastră cum arată? Ce alte nevoi și temeri ați identificat? În pasul 4 se citește, se analizează harta, se identifică și se notează nevoile comune și se fac dacă este necesar completări. Analizați cu atenție nevoile identificate și stabiliți care sunt comune tuturor persoanelor implicate. Ultimul pas presupune identificarea soluțiilor care pot duce la rezolvarea sau la ameliorarea conflictului. Pornind de la nevoile identificate, se cere cât mai multor persoane care au legătură cu conflictul să propună idei sau soluții care să vină în sprijinul rezolvării nevoilor identificate. Pentru această etapă, cea mai la îndemână și eficientă metodă este brainstormingul, adică generarea unui număr cât mai mare de idei creative care să ajute la rezolvarea problemei. Voi ce soluții credeți că ar fi eficiente pentru rezolvarea acestui conflict? Iată cum arată în final harta completată de mine. Acum este rândul vostru. Lucrați în echipe de câte patru colegi. Gândiți-vă la un conflict din experiența personală sau la un exemplu de conflict pe care l-ați reținut dintr-o carte, dintr-un film sau din experiența altora. Având în vedere pașii notați în caiete și exemplul prezentat mai devreme, realizați pe o coală mare de hârtie de tip flipchart harta conflictului pentru situația aliasă. Prezentați-o colegilor. Analizați hărțile realizate și găsiți cât mai multe soluții pentru rezolvarea conflictelor prezentate. Faceți o expoziție a hărților realizate. Harta conflictului este de mare folos atât celui care intervine în rezolvarea conflictului, cât și părților aflate în conflict întrucât ajută la formarea unei imagini vizuale de ansamblu asupra cauzelor care îl provoacă și factorilor care determină menținerea acestuia. În plus, întocmirea hărții poate surprinde interacțiunea unor fapte și aspecte ce altfel ar putea rămâne neobservate.